El a ales psalmul 28, versetul 7, unde cuvântul Domnului spune: Domnul este tăria mea și scutul meu. În el mi se vede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de vesele inima și lau prin cântările mele. Amin. În solidaritate, corul și orchestra, nu știu dacă m-am dirus, dar prin neamurile tale, probabil din cauza când ai spune de unul să ridice tot pentru tine. Înțelege unul să te susține. Era timpul. Era timpul pentru cei care vin în urma ta, cei care doresc să dau pentru Dumnezeu, familia ta să pentru tine, părinții tăi, frații tăi au nevoie, care sunt mai mici, care cresc, au nevoie de un astfel de om, care sunt în pace cu Dumnezeu, care să meargă pe drumul Mântuirii. Ne bucurăm pentru alegerea care ai făcut. Frate Claudiu, crezi în toată inima ta în Iisus Hristos? Da, cred. Crezi că El a murit pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi că este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că vine într-o zi ca să te ducă în cerul? Da, cred. Ești hotărât să-L urmezi? Da. Toată viața mea. Ne-a luat înainte. Domnul să-L vină pe baza mărturiei tale. Porunca Domnului Iisus Hristos. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.